Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. În fiecare an, pe data de 24 iunie, ne bucurăm de praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Vă invităm să vorbim despre Sfântul Ioan Botezătorul, despre felul în care acesta a venit în lume și despre importanța lui în actul mântuirii, cu Părintele Laurențiu Ștefănescu de la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Ploiești. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, cu drag. Așa cum spuneam, în fiecare an, pe 24 iunie, ne bucurăm de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, un sfânt cu totul și cu totul special, un sfânt pe care îl cinstim de mai multe ori în timpul anului și față de care credincioșii noștri au mare evlavie. Ei bine, înainte de a vorbi despre activitatea Sfântului Ioan Botezătorul și despre rolul pe care l-a avut în actul mântuirii, aș vrea să vă întreb, Părinte, în ce fel a avut loc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul? Da, a fost un moment minunat din viața familiei Sfântului Ioan Botezătorul. Preotul Zaharia, ce și-a dorit împreună cu soția sa, Elisaveta, să aibă și ei copii, n-au deznădăjduit și au dus și ei acest of, dacă putem spune, cu nădejdea la Dumnezeu. Era în partea, din partea legilor iudaice, că o familie care nu avea copii se considera o familie blestemată, o familie pe care nu o iubește Dumnezeu, dacă nu aveai copii. Și atât că se întâmplă lucrul minunat, așa cum spuneam, când preotul Zaharia se arată Arhanghelul Gavril și spune că în timp ce slujea la templu, în Sfântul Altar, că s-a împlinit și rugăciunea lor și va avea un fiu, căruia îi va pune numele Ioan. Și după aceea toată binecuvântarea lui Dumnezeu avea să reverse asupra familiei, pentru că nu era oricine acest Ioan dăruit de Dumnezeu, ci avea să ducă o misiune în viața lui până la capăt, să împlinească un plan pe care Dumnezeu din veșnicie îl avea cu privire la mântuirea neamului omenesc. Sfântul Ioan Botezătorul, așa cum vă spuneam și știm cu toții, că provine din această familie de sacerdoți, preotul Zaharia, și se naște în chip minunat pentru că, și până la urmă, ca să fac cu paranteză, cred că nu există naștere decât minunată, sau vestea nașterii, sau vestea zămislirii, că avem și zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, sau zămislirea Maicii Domnului, sau și chiar și a Mântuitorului. Momente de bucurie ce nu sunt decât de la bunul Dumnezeu. Și mai cu seamă, vis-a-vis de nașterea în sine, care este o bucurie de venirea în lumea unui om, la Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu a avut și un plan cu el și un plan pentru întreaga omenire, a fost cu atât mai mult o bucurie nespusă. Avea să vină în lume cel ce trebuia să vorbească despre Mântuitorul Iisus Hristos, venirea Mântuitorului în lume, de aceea este numit și înainte mergător. Era și rudă cu Mântuitorul Iisus Hristos, știm că mama sa, Elisaveta, era verișoară cu Fecioara Maria și frumos acel pasaj când Maica Domnului o vizitează pe verișoara sa, Elisaveta, care era însărcinată deja 6 luni, să-i spună și ea, Maica Domnului, bucuria aceasta că este însărcinată, numai că diferența este că ea de cu puterea Duhului Sfânt, pe când la Elisaveta a îngăduit Dumnezeu, potrivit firii omenești, să rămână însărcinată. Atunci a săltat pruncul în pântecele, cum ne spune Evanghelia, în pântecele Elisavetei. De ce? Pentru că ne spun Sfinții Părinți și Sfântul Grigore Palama și alți Sfinți Părinți că încă din pântecele Maicii sale Sfântul Ioan Botezătorul era deja chemat pentru a fi proroc. Dovadă că îi împărtășește și mamei lui o prorocie pe care o spune pe gură vis-a-vis de Maica Domnului. Frumos, Sfântul Grigore Palama spune că Sfântul Ioan Botezătorul proroc încă din pântecele Maicii sale îi împărtășește prorocia și mamei sale, Elisaveta, vorbindu-i așa de frumos despre Maica Domnului.
Și atunci vedem că Sfântul Ioan Botezătorul, mai ales după ce s-a născut și i s-a pus numele Ioan, așa cum a primit Zaharia, rudele știm că așa cum se mai întâmplă și în zilele noastre, că să-i se pună numele tatălui, numele nașului. Aici era vorba despre un nume ce era predestinat, cum am spune noi, pentru misiunea sa. Și Sfântul Ioan Botezătorul avea să împlinească tot ceea ce Dumnezeu i-a înfiripat în sufletul și în mintea lui cu privire la pregătirea venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care avea să se întâmple puțin mai târziu. Primul rând că Sfântul Ioan Botezătorul încă din fragedă pruncie, de la vârsta de 3 ani, avea să se ducă în pustiu, să rămână orfan, să fie hrănit acolo de păsările cerului. Și iată să-l aflăm în pustia Iordanului, încă de copil, și să înceapă ușor, ușor să propovăduiască oamenilor despre pocăință, despre îndreptarea cărărilor, drepte faceți cărările și așa mai departe. Și pe lângă astea, alte și alte povești pe care și îndemnul pe care Sfântul Ioan Botezătorul le-a adresat celor ce veneau să îl vadă sau să îi asculte cuvintele. Părinte, Sfântul Ioan Botezătorul se remarcă, așa cum spuneați mai devreme, printr-o viață ascetică, o viață dedicată slujirii lui Dumnezeu și ne impresionează pe noi pe toți această imagine a viețuirii sale aici pe pământ. De asemenea, impresionează și prin duritatea cuvintelor. Ne aducem aminte că nu s-a rușinat să atragă atenția lui Irod de faptul că trăiește în păcat. Iată, acesta era căsătorit cu soția fratelui său și nu se rușina să-i spună lui Irod aceste lucruri și însuși Irod, împăratul, știa despre Sfântul Ioan Botezătorul că este un om cu totul și cu totul special. Ei bine, toată această lucrare pe care Sfântul Ioan Botezătorul a împlinit-o, a împlinit-o, sigur, în primul rând prin viețuirea lui cea minunată și prin cuvintele pe care le rostea. Nu știm ca Sfântul Ioan Botezătorul să fi săvârșit vreo minune în viața lui și totuși oamenii îl recunoșteau ca proroc. Ne aducem aminte că mai târziu însuși Mântuitorul întreabă pe apostol: cine credeți voi că sunt eu? Și aceștia au spus, unii spun că ești Ioan Botezătorul. Deci, iată, oamenii știau că Sfântul Ioan Botezătorul este cu adevărat o personalitate marcantă, deosebită, cu adevărat un om trimis de Dumnezeu aici pe pământ să propovăduiască cuvântul lui și să gătească, iată, venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Sfântul Ioan Botezătorul săvârșește botezul la Iordan, botezul pentru spălarea păcatelor. Cu ce se diferențiază botezul lui Ioan de botezul nostru? Acum, noi nu știm dacă la Iordan erau numai adulți. Poate erau și mai tineri, mai copii. Nu știm. Nu, important este că el boteza și spune: eu vă botez cu apă, dar va veni acela care vă va boteza și cu Duh Sfânt sau cu foc. Vorbea despre Mântuitorul Iisus Hristos. Botezul lui Ioan era decât, iarăși, ceva premergător. Ceva care pregătea adevăratul botez. S-a folosit de apă pentru că, și filozofii spun că apa este unul din principiile importante ale vieții. Este curățitoare, spală, luminează, răcorește. Mai ales că vedem că pentru mântuirea noastră Dumnezeu se folosește de creația sa. Și atunci, iată că venirea la Iordan și spălarea cu apă simboliza, așa cum te speli de murdăria trupească, hainele speli, le cureți, era mai ușor de perceput vis-a-vis de această concepție de spălare a interiorului. Și atunci, partea exterioară, forma exterioară, ajuta foarte mult la partea interioară. Pentru cei de atunci, dacă vreți, până și astăzi, este un mod, este partea văzută a tainei. Că noi am învățat și știm că tainele au o parte văzută și o parte nevăzută. Nevăzută e harul care se vede, văzută actul în sine pe care noi îl săvârșim. Sfântul Ioan Botezătorul, de asta spun că el folosea apa și spăla pentru ca el prin aceasta să pregătească pe cei care erau acolo și toți care veneau la Iordan pentru al doilea botez, al venirii Mântuitorului Iisus Hristos, ce a spus mai târziu. Și ne aducem aminte când în convorbirea cu Nicodim zice: cine nu se va naște din nou, nu va intra în împărăția. Adică din apă și din Duh. Diferența dintre
botezul lui Ioan și botezul creștin este că se completează acel botez al lui Ioan cu puterea Duhului Sfânt, ce nu venise încă atunci. Totul ce făcea, așa cum a spus Sfântul Botezătorul, era bun din punct de vedere spiritual, dar nu era complet. Completarea avea să o aducă Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Că boteza numai adulții și vis-a-vis de controversele, că trebuie să te botezi la maturitate, nu ține de adevăratul sens al botezării tale ca om. Mântuitorul spune, cine nu se va naște din apă și din Duh, nu spune și vârsta. Odată ce ai venit în lume, trebuie să te botezi, adică să fii și afierosit bisericii sau să fii al Dumnezeu. Nu doar din mama ta, cum spunea Sfântul Nicodim, păi să intru din nou mama mea, nu. Cine se va naște din apă și din Duh. Adică înnoirea aceasta, altoirea, dacă mi se permite acest termen, al sufletului nostru, precedat sau învăluit de harul de la botez. Și atunci nu mai trebuie să stai până la o anumită vârstă. Nu poți să trăiești fără Hristos până la 30 de ani. Nu poți să stai în afara lui Dumnezeu și în afara tainelor și împreună viețuirea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie fără Hristos, că nu ești botezat. Acum noi vorbim pentru creștinii care într-adevăr simt și cred lucrurile acestea. Dar pentru cei care sunt de afară, să spunem, ei nu știu ce înseamnă, care încă nu știu unii ce înseamnă viața în Hristos, pe care trebuie să o ai de încă te naști, poate e greu de înțeles. Dar a fi creștin și a fi cu Dumnezeu nu trebuie să aștepți o anumită vârstă, ci odată ce te-ai născut, pentru că nu știi cât trăiești, trebuie să devii membru al bisericii, membru sau mădular al trupului Mântuitorului Hristos. Și ca să ușa de intrare, poarta de intrare în Hristos, pe care noi o știm și ca definiție, dar și ca așa, este taina Sfântului Botez. Botezul desăvârșit pe care Mântuitorul a binecuvântat pe apostoli, a spus, mergând botezați toate neamurile, numele Tatălui și Fiului Sfântului Duh, amin. Iar Sfântul Ioan Botezătorul avea să pună început acestei curățiri sufletești, iertării păcatelor, dar și a întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului, spunea, nu? S-a apropiat Hristos, e aproape de voi, dar ca să fiți aproape cu El, iată, să te speli de păcate, cel care are două haine, una așa, cel care, soldatul cu, să se mulțumească cu solda lui, cu tărică și așa mai departe. Deci, trebuie să ai o pregătire să te întâlnești cu Hristos. Asta a făcut-o Ioan Botezătorul, să fie înainte mergător, pregătitor. Și a făcut-o cu brio. Și a făcut-o numai pe pământul acesta. Și când a trecut dincolo, el a plecat acolo, în urma unei morți mucenicești, un mucenic sunt Ioan Botezătorul, este la întretăirea dintre cele două testamente, eu îl văd un mucenic, așa este, nu? Pentru că a fost omorât, i-a tăiat capul, dar merge ca să anunțe și în iad celor drepți că a venit Iisus Hristos. Este înainte mergător și acolo. Misiunea lui avea să se ducă, să treacă și de granița aceasta dintre văzut și nevăzut, sau dintre lumea materială și lumea spirituală. Lumea văzută, așa cum am spus, și lumea nevăzută. Deci misiunea lui merge mai departe și cred eu că și până astăzi, noi cei care trăim în vremurile acestea, Sfântul Ioan Botezătorul își are rolul lui pentru noi, cei care trăim, așa cum am spus astăzi, înaintea lui Dumnezeu, acolo unde stă lângă Mântuitorul Iisus Hristos, acel loc care a fost hrăzit, a fost rezervat. A fost întrebat de apostolii Iacob și Ioan să stăm unul de-a dreapta, unul de-a stânga, ci nu că acele sunt deja pentru altcineva, adică Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, de unde el se roagă în continuare și de aceea și evlavia credincioșilor noștri este una deosebită pentru acest sfânt, pentru că este aproape de Mântuitorul Iisus Hristos, este așa cum însuși Mântuitorul, și dacă ne gândim la partea omenească, vărul lui, a spus că nu s-a născut vreodată un bărbat mai mare din femeie ca acesta. Și dacă a spus Mântuitorul, înseamnă că trebuie să-l luăm ca atare, să-l cinstim și să-l avem în sufletul și mine noastră și rugăciunile noastre, pentru că este mult ocrutitor și mult ajutător. Atât pentru cei vii, așa cum ne rugăm la rugăciunea lui de marți, cât și pentru cei care sunt plecați.
Părinte, atât nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cât și nașterea Maicii Domnului sunt momente de nădejde, de speranță pentru toți cei care își doresc să devină părinți. Și fără doar și poate că sunt telespectatori care ne urmăresc și auzind de nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul și sigur mai târziu vom auzi și despre nașterea minunată a Maicii Domnului, prind curaj, prind nădejde că Dumnezeu, iată, la momentul potrivit, atunci când El consideră că este cel mai bine, se milostivește de om și trimite acest mare dar și responsabilitate, darul de a avea un copil și responsabilitatea de a fi părinte sau, sigur, mai mulți copii. De aceea, celor care ne urmăresc astăzi și celor care așteaptă venirea unui copil pe lume și se roagă la Dumnezeu și își doresc să devină părinți, ce am putea să le spune privind la nașterea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul? Să încurajăm cu această încredere în puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să garantăm că vor avea copii cei care nu au. Noi atâta să ne străduim, să întărim în credință că iarăși nu este nimic întâmplător. Într-adevăr, a da naștere, a fi mamă, a fi tată, a fi părinte, a avea copii, este un lucru minunat. Te simți într-adevăr împlinit, așa cum vedem că Zaharia, Elisaveta sau părinții Maicii lui Achim și Ana, triști că nu aveau și ei copii, așa este frumos. Dar să nu deznădăjduiască, pentru că dacă își doresc cu adevărat și dacă persistă în rugăciune, în a iubi pe copii altora, sau cei, când spun altora, mă refer la cei care poate sunt în nevoi, sau sunt convins că Dumnezeu la un moment dat se va milostivi și asupra lor. Și noi, dar și ei, să căutăm să ne găsim sau să ne regăsim copilul din noi. Asta ne dorește în primul rând. Toți suntem copiii lui Dumnezeu. Că avem copii, că nu avem copii, suntem lui Dumnezeu. Să regăsim, să ne descoperim acea copilărie din sufletul nostru despre care Mântuitorul vorbește, fără de care nu vă puteți mântui, dacă nu sunteți copii. Dar să ne întoarcem rugăciunea, credința, nădejdea la bunul Dumnezeu pentru cei care își doresc cu adevărat, poate fi răsplătită. Mai multe, nu suntem noi în locul bunului Dumnezeu. Planul cu fiecare. Dar, iată că există acolo unde dorește și unde știe Dumnezeu că așa trebuie să întâmple, au fost. Și avem exemple și cazuri când, într-adevăr, ca prin minune, au avut copii și s-au bucurat de binecuvântarea aceasta a lui Dumnezeu. Restul, de asta spun, vorbim de planul lui Dumnezeu. Sunt și copii care nu sunt născuți de noi și care ar trebui crescuți, să-i naștem noi, chiar dacă nu i-am născut noi, să-i naștem noi la o viață frumoasă, la o viață demnă, la o viață corectă, la o viață ce au dreptul, într-adevăr, odată ce au fost născuți de cineva, dreptul acesta la viață, noi trebuie să-l valorificăm, să-l materializăm și sunt destui. Referitor la lucrul acesta, găsim în molitfelnic o rânduială frumoasă, o rugăciune frumoasă a adopției și după această rugăciune se rostesc acele cuvinte de trei ori. Eu astăzi da. Te-am născut. Vedem că, iată, și cei care adoptă un copil sunt cu adevărat părinți și mi-aduc aminte de o mică istorioară. La un moment dat, un copil descoperă că este adoptat, că este înfiat și se duce la mama și întreabă: mamă, am aflat că sunt înfiat, că sunt adoptat. Ce înseamnă asta? La care mama, așa cu vocea ei duioasă și cu multă pace, îi spune: dragul mami, în loc să trăiești 9 luni, să crești 9 luni în pântecele meu, ai crescut în inima mea. De aceea vedem că și cei pe care îi primim, copiii pe care îi primim prin adopție, sunt tot copiii noștri dăruiți de Dumnezeu și posibilitatea de a face o faptă minunată. Pentru că ce poate fi mai frumos decât ca cineva să-și pună viața, să-și pună sufletul pentru aproapele? La fel și noi, când devenim părinți, fie prin naștere, fie prin adopție, iată, ne punem inima pentru copiii noștri, pentru că întotdeauna ne îngrijim și misiunea aceasta de părinte nu se termină și aș îndrăzni să spun continuă și dincolo de mormânt, pentru că rămânem părinții copiilor noștri și ei rămân copiii noștri întotdeauna. Dar în lumea aceasta, părinte, unde
se pune accent pe multă materie și de multe ori dorim să le oferim copiilor noștri cele mai scumpe lucruri, să îi îmbrăcăm cu hainele cele mai deosebite, să îi ducem la școlile cele mai mari. De multe ori descoperim că lucrurile acestea nu aduc rezultatul pe care îl așteptăm, că tot biserica rămâne cea mai frumoasă instituție educațională, că tot aici învățăm că nu hainele contează, ci ceea ce haina sufletului este mai importantă. De aceea aș vrea să vă întreb, atunci când primim un copil ca dar de la Dumnezeu, prin naștere sau prin adopție, cum ar trebui să-l creștem? Ce ar trebui, care ar trebui să fie grija noastră cea dintâi în creșterea lui? Să fie om, să ajungă om. Om de omenie, spune cineva. Și nu este ușor, nici pe al tău, dar nici dacă ai adoptat, să, într-adevăr, să-l faci, să fii om de omenie. Este foarte greu, mai ales în contextul actual, al vremilor pe care noi le trăim cu mila Dumnezeu. Parcă simțim câteodată, și vă mărturisesc personal, ca tată de copii, parcă mă simt câteodată inferior sau într-o minoritate vis-a-vis de ce pot să-i ofer eu, sau chiar până și la educație. Iese pe ușa casei și este așteptat sau întâmpinat de multe posibilități de a-și petrece timpul, ca să zic așa, în comparație cu cei de acasă. Parcă am devenit așa mult mai mici, mai reduși. Ne sunt străduim. Două lumi diferite. Exact. Pe vremea noastră sau vremea părinților noștri nu era așa. Vedeți, era cu cei 7 ani de acasă. Eu cred că este valabil și astăzi, dar mai greu. Mai greu pentru că pe zi ce trecerii se infiripă această mentalitate de independență față de părinți, de libertate. Libertate care de multe ori vedem că este confundată cu libertinajul, ceea ce nu e același lucru. Și asta ne dorim cu toții, de când sunt ei mici și când avem, în ghilimele, stăpânirea asupra lor, când sunt mici și sunt în jurul nostru, ne dorim ca să ajungă oameni de omenie. Mă întăresc niște cuvinte ale unei mame care, într-adevăr, spunea, zice, eu m-am străduit, părinte, să îi educ. Restul i-am spus, Maica Domnului, unde nu mai pot eu, preiei tu. După poartă încolo, eu nu mai știu ce se întâmplă. Ai tu grijă de ei. Vedeți, credința și rugăciunea părinților este atât de importantă pentru copii. Și la taina cununii, rugăciunile părinților întăresc casele copilului și mai departe. Eu cred că o mamă care se roagă așa cum se cuvine, nu are cum să nu fie ascultată rugăciunea ei. Chiar dacă copiii de multe ori se depărtează, și avem pilda fiului risipitor din Sfânta Scriptură și așa mai departe. Dacă dau o educație acasă, cum se cuvine, atunci când ei sunt încă sub controlul părinților, acea educație se imprimă în sufletul și în inima lor, și în mintea lor. Și la un moment dat este posibil ca acea parte de educație din partea părinților să iasă la suprafață. Și fiul risipitor, nostalgia, în gândurile sale, ce bine era la tată. Aveam de toate. Dacă nu avea bine la tată, dacă nu trăia bine, nu avea în cămin acolo, cât a fost mai mic, bucurie, comuniune, fericire cu frate, nu se întorcea. Nu avea unde să se întoarcă. Deci, chiar dacă ne simțim minoritari, ca să zicem așa, sau așa cred eu, totuși să nu dezarmăm, ar fi o catastrofă să renunțăm la educația. Doamne, ferește să nu fie la nimeni. Dar să ne preocupe că și ei, săracii părinții, în ziua de astăzi, nu mai lucrează 8 ore, lucrează 16, lucrează 14. Și să mai stai și de copil, dar este necesar, pentru că dându-i de mic, acolo îi se înfiripă. Să vadă icoana de mic în casă, să deschidă ochișorii. Că mama, ca și tata, bineînțeles, dar și mama zice că, spunea cineva, zice, eu cred în dragoste la prima vedere. Că atunci când ai deschis ochii prima vedere, pe cine ai văzut? Pe mama. Și atunci are rolul cel mai important, subtil, să-l împărtășești de mic, să știe de Doamne, Doamne, de îngeraș. Așa cum încă ne bucurăm că la taina spovedanii copiii cei mici, când întreb de rugăciune, ai învățat îngerașul. Toți știu îngerașul. E mare lucru și să știe îngerașul, chiar dacă poate au ajuns la 12 ani și nu știu cât îngeraș tatăl nostru. Zile cât poți de mult. Deci
Este greu, cum am spus la început, să crești un om, să educi un om. Dar dacă pui dragoste și lângă dragostea aia totdeauna este așezată rugăciunea la Dumnezeu pentru copiii tăi, Dumnezeu are grijă, Dumnezeu are grijă. Chiar dacă, iarăși am spus, parcă ne simțim în vremurile acestea din ce în ce mai mici. Atâtea posibilități și multe din posibilitățile astea sunt negative, nu sunt pozitive. Dar să nu deznădăjduim. Și eu am credința și speranța, vă spuneam, tată de copii, că tot ce m-am străduit până acum să îi învăț sau ce au văzut în casă, cândva le va fi de folos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Părinte, ca întotdeauna să rămânem la umbra Bisericii, să rămânem lângă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să iubim Biserica, să iubim Sfintele Taine, slujbele Bisericii și să înțelegem că aici, lângă Hristos, este cel mai bine. Și cred că ideea aceasta ar trebui să o punem cu toții la inimă și vă mulțumim pentru ea. Să ne străduim, să creăm această atmosferă în familia noastră, această atmosferă de bucurie, de iubire, de pace, de liniște, astfel încât copiii noștri, când se vor face mari, să-și aducă aminte de aceste clipe și să caute și ei la rândul lor să creeze, să reproducă aceeași atmosferă de familie pe care au avut-o în casa lor atunci când erau copii. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să ne ajute ca întotdeauna să rămânem, cum spuneam, aici, în Biserica lui Dumnezeu, unde este atât de bine. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, Doamne ajută! Și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române și sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră veți participa în ziua de prăznuire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și că sigur nu veți lipsi niciodată de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie duminica și în sărbători. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă invităm să ne urmăriți și în edițiile viitoare.